Florile de cireș au încântat inimile rezidenților și vizitatorilor din Toronto. O mulțime de oameni au făcut fotografii și s-au plimbat în Hyde Park, unde mii de copaci au înflorit. Great, because it's his first time seeing cherry blossom. I used to live in Seoul, Korea before, and every springtime I really enjoy, going out and just immerse myself into nature with lots of cherry blossom. Cireșii înfloriți au fost o adevărată bucurie pentru ochii și sufletele copiilor, uimiți de frumusețea lor. I love them. They're so pretty. They look like beautiful trees, and then it looks like they have snow on them, but then it's nice weather out, so then it's so pretty. I love it. I really loved walking around. It was really fun, and it looks like it's kind of snow, but it's not snow. It's like flowers blossoming, so it's really nice. I love it. Cireșii au fost un cadou generos din partea Japoniei pentru orașul Toronto. În anul 1959, guvernul japonez a trimis 2000 de copaci către Toronto, într-un gest de prietenie și apreciere. Astfel, Hyde Park a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de natură și pentru cei care doresc să se bucure de frumusețea florilor de cireș.